câteva momente. A început ședința de guvern. Vreau să vedem ce spune premierul Nicolae Ciucă. Sustenabil și să ofere predictibilitate. Este nevoie de aceste discuții astfel încât să putem să aliniem măsurile noastre la cele care au fost deja discutate și parte dintre ele aprobate la nivelul Comisiei Europene. În acest sens avem o veste foarte bună prin decizia pe care a luat-o ieri Comisia, în sensul în care se vor disponibiliza 10% din fondurile de coeziune la nivelul întregii Uniuni. Discutăm de aproximativ 40 de miliarde de euro. Bani care vor fi alocați pentru sărăcia energetică, pentru asigurarea capitalului de lucru pentru IMM-uri și, desigur, pentru susținerea cetățenilor vulnerabili. Domnul ministru Boloș, dacă puteți să ne dați câteva detalii legate de această decizie. Într-adevăr, așa cum s-a anunțat în cursul zilei de ieri, Comisia Europeană a luat această decizie de disponibilizare a 10% din fondurile politicii de coeziune, respectiv pentru acele fonduri care sunt sub risc de pierdere a banilor pentru perioada de programare 2014-2020. Pentru România înseamnă 2,2 miliarde euro. Sunt trei tipuri de măsuri care pot fi acordate, respectiv pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile în criza energetică, inclusiv din câte se pare pentru compensarea prețului la energie. De asemenea, a doua măsură posibilă va fi cea legată de granturile pentru capital de lucru ce urmează a fi acordate IMM-urilor după modelul granturilor pentru capital de lucru pe care le-am avut în criza pandemică, în criza COVID. Și a treilea tip de măsură este cel referitor la ocupare și creare de locuri de muncă, în continuare după modelul programului Innotech Student sau SES-urilor rurale, deci respectiv acestor modalități prin care se creează locuri de muncă la nivelul economiei naționale, e posibil, așa cum s-a comunicat de către Comisia Europeană, să fie implementate aceste măsuri. Acesta este cadrul prezentat ieri de către Comisia Europeană. La nivel național, în funcție de cum veți dispune, urmează să pregătim aceste măsuri și să fie operaționale pentru tot ce se va stabili de către dumneavoastră pentru sprijinul populației și mediului de afaceri. Vă mulțumesc! Desigur, toate aceste măsuri vor fi transpuse într-o procedură tehnică, procedură pe care o vom stabili la nivel interministerial și în termen de 2 săptămâni trebuie să vedem și celelalte detalii stabilite la nivelul Comisiei, să putem să trecem la aplicarea acestei decizii. În acest sens, cred că este important să subliniem că la nivelul depozitelor avem înmagazinată o cantitate de gaze care depășește 20% din capacitate, ceea ce ne dă siguranța că putem să asigurăm cantitatea de gaze naturale atât pentru consumul cetățenilor, pentru susținerea economiei și în continuare vom lua măsuri ca să ne asigurăm, pentru a ne asigura că facem tot ceea ce este posibil astfel încât să corelăm capacitatea noastră de extracție zilnică
ceea ce asigură practic 50% din consum cu capacitatea de extracție din depozite și totodată avem proiecte noi în derulare. În urma întâlnirii bilaterale pe care am avut-o pe 1 octombrie la Sofia cu președintele Azerbaijanului, domnul Aliyev, am căzut de acord să analizăm împreună posibilitatea demarării unui proiect comun la Marea Neagră de gaz lichefiat și în felul acesta, astăzi, o echipă de la compania Socar din Azerbaijan este prezentă în România. În această după-amiază la guvern vom semna împreună un memorandum care va sta la baza unei investiții comune într-o facilitate de LNG la Marea Neagră. Deci suntem cât se poate de conectați și de asemenea avem și motivele necesare pentru a continua să dezvoltăm aceste proiecte care să ne asigure într-adevăr independența energetică. Tot în această săptămână, mai precis ieri, a fost premierul Nicolae